sunt reglementarea și liberalizarea acordării etichetelor de masă sau a normei de hrană pentru toți salariații din administrația publică locală, precum și trecerea pe grila de salarizare a legii 284 sau crește salariile similare celor din învățământ. Ce ar reprezenta acest lucru? Ar, de exemplu, trecerea pe grila de salarizare a legii 284 la valoarea punctului calculat în 2010 ar însemna, din calculele noastre, o creștere salarială pentru personalul angajat în administrația publică locală din România de aproximativ 17-18%. Creșterile salariale similare cu cele din învățământ ar presupune o creștere de 10% de la 1 iulie și încă una pe finalul anului, tot cam de 10%. Aceste revendicări, țin să precizez că sunt revendicări minimale, în condițiile în care peste 50% din salariații care își desfășoară activitatea în primării, consilii județene și instituții subordonate acestora din România au un venit de până în 975 de lei. Este o politică... Asta e media? Da, peste 50%. Asta e venitul lor. Sunt salariați de la care se cere performanță, sunt salariați care au credite, sunt salariați care pur și simplu trăiesc la limita subsistenței, ca să nu mai vorbim de profesionalizarea sistemului administrativ. Nimeni nu mai vine să lucreze în primărie și în consilii județene cu salariile acestora. În condițiile în care în 2008 veniturile acestora au fost reduse cu peste 40%. Din păcate, actualul guvern nu dovedește decât faptul că este un demn continuator al politicilor guvernelor anterioare. În ceea ce privește dialogul social, în ceea ce privește salarizarea salariaților din administrația publică locală. Știți când ce ghișee vor fi deschise în timpul grevei? În timpul grevei, în principiu, cum v-am spus, la nivelul Federației Naționale a Sindicatelor din Administrație, organele de conducere au convenit ca în timpul grevei să fie asigurate funcționalitatea următoarelor ghișee. Cele care eliberează certificate de deces, cele care asigură plata amenzilor la 24 de ore. Această acțiune nu este îndreptată împotriva cetățenilor și ar fi nedrept ca aceștia să suferă din cauza asta. Nimeni nu și-ar dori să fie în situația de a înregistra un deces, să aștepte după certificatul de înregistrare sau să trebuiască să plătească o amendă la 24 de ore și să fie nevoie să plătească dublu. Așa că s-a convenit să totul să fim umani și să... Și dacă nu există și varianta ca unele ghișee să rămână deschise din cauza că... Din câte știu și din cât am fost informat de către colegii de la Primăria Cluj-Napoca, există și varianta asta. Ca de altfel în orice instituție. Cum există și varianta ca membrii de sindicat să participe la grevă și eventual, cine știe, să reușim să obținem ceva, iar nemembrii de sindicat să nu participe și să obțină același lucru ca și colegii care au intrat în grevă și n-au fost plătiți pe perioada acestei greve. Ține de solidaritate. Sau cei care nu vreau să participe, probabil sunt mulțumiți cu veniturile sau au alte constrângeri.